Un număr natural ne arată câte obiecte sunt într-o grupă. Spre exemplu, numărul 3 ne arată că în grupă sunt 3 floricele sau 3 copilași sau 3 mingiuțe. Spunem că numărul 3 corespunde unei mulțimi alcătuite din 3 elemente. Pentru a scrie, folosim un simbol care este cifra. Semnul grafic al numărului este cifra. Pentru numărul 3, scriem și noi cifra 3. Dacă unei mulțimi alcătuite din 3 elemente îi adăugăm un alt element, vom obține o mulțime formată din 4 obiecte, căreia îi corespunde numărul 4, iar semnul grafic al acestuia este cifra 4. Și tot așa, un număr natural se formează adăugând un element numărului natural anterior, celui mai mic decât el cu o unitate. Pentru scrierea numerelor naturale folosim 10 cifre. Să scriem și noi pe axa numerelor numerele formate numai dintr-o cifră. Axa numerelor este o linie orizontală, nelimitată. Fixăm la un moment dat numărul 0, cel mai mic număr natural. Și urmează 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, până aici sunt numerele de o cifră. Mai departe vor fi numere formate din 2, 3, 4 și așa mai departe, pentru că șirul numerelor naturale nu se sfârșește niciodată. Acesta este șirul numerelor naturale formate dintr-o singură cifră. Sunt 10 numere naturale, pentru că îi numărăm și pe 0. Este cel mai mic număr natural și corespunde unei mulțimi formate din 0 obiecte. Pot să spun că numărul 0 corespunde mulțimii pisicilor din acvariu. Sunt 0. Axa numerelor ne ajută să identificăm care sunt vecinii unui număr. De exemplu, vecinii numărului 5 sunt cei aflați înaintea sa și după el. Adică, vecinul mai mic al lui 5 este 4, iar vecinul mai mare al lui 5 este 6. Vecinul mai mic, cel aflat înaintea sa, 4, se numește predecesorul lui 5, iar cel mare, vecinul 6, mai mare cu unitate, se numește succesorul lui 5. Acum să stabilim care este succesorul predecesorului lui 6. Observăm că predecesorul lui 6 este 5, iar succesorul lui 5 este tocmai numărul însuși, numărul 6. În partea stângă sunt numerele mai mici. Cu cât mergem spre dreapta, numerele vor fi din ce în ce mai mari. Adică 2 este mai mic decât 8, iar 7 este mai mare decât 3. Cel mai mic număr natural este 0, iar 9 este cel mai mare număr format dintr-o singură cifră, cel mai mare număr format numai din unități. Dintre numerele naturale de la 0 la 9, jumătate, adică 5, sunt numere impare, iar cealaltă jumătate sunt numere pare. Să vedem ce înseamnă un număr par. Să spunem că avem o mulțime formată din 4 fluturași. Încercăm să-i grupăm câte 2 pentru a descoperi dacă fiecare fluturaș are o pereche. Și observăm că s-au format două perechi. Atunci spunem că numărul 4 este număr cu soț sau număr par. Să luăm acum o mulțime formată din 5 steluțe. De asemenea, încercăm să le grupăm câte 2 pentru a forma perechi. Și observăm că s-au realizat 2 perechi, însă o steluță rămâne fără pereche. De aceea spunem că numărul 5 este număr fără soț sau număr impar. Numerele impare formate dintr-o singură cifră sunt cele scrise în partea de sus a axei. Iată, 1, 3, 5, 7, 9. Iar numerele pare 0, 2, 4, 6, 8. După cum știm, folosim 10 cifre pentru a scrie numerele naturale. Însă șirul acesta este nesfârșit. Așadar, grupăm elementele câte 10 pentru a putea scrie cât mai multe. Celor 9 unități le adăugăm o unitate și am format o 10. 10 unități formează o 10, o unitate de ordin superior. Numărul corespunzător unei 10 este numărul 10, iar el se scrie cu două cifre, 1 și 0. Numărul 39 este format din 30 și încă 9 unități, dar în total unitățile sale sunt 39. Vecinii săi sunt 38 și 40, 40 fiind succesorul, iar 38 predecesorul.
39 este număr impar, pentru că cifra unităților 9 este o cifră impară. Toate numerele care au cifra unităților impară sunt numere impare. De asemenea, toate numerele care au cifra unităților pară sunt numere pare. 42, 36 și așa mai departe. Poți spune 3 numere consecutive începând cu 39. 39, 40, 41, dar și descrescător. 39, 38, 37.